Și în momentul în care se întâmplă lucrurile astea, poți să ataci altfel problema singurătății, depresiei, after da. divorț și așa mai departe. Ai avut? Evident. Cum? Depresie, da? Oh, sigur că da. Păi cum să n-ai? Păi, nu știu, da. N-am reușit. Zaine, ți-am zis, 2 săptămâni a fost greu. Am luat și somnifere. Upa. Vreo 3 zile. Nu puteai să dormi, a? Nu. Mă culcam și mă trezeam. După vreo 2-3 ore se segmenta somnul. Vise urâte. Da, se segmenta somnul, exact. Nu știu dacă vise neapărat, că nu. Era agitat, nu-ți găseai... Exact, era agitația aia și problema adevărată a mea, probabil a multora, dar nu știu, a mea era că nu găseam soluții să rezolv problema. Problema era că nu găseam soluții să rezolv problema. Corect, e adevărat. Nu găseam. Da. Creierul se încețoșează, mintea devine difuză când și... somnul este făcut. Dar nu, chiar a, atunci da. Dar chiar în momentul în care și astea s-au întâmplat după ce Dea s-a mutat. Deci, de comun acord. Radu, tu îți dai seama că Dinu a rămas în această casă unde el are amintiri frumoase, unde a avut o căsnicie de 17 ani, unde vocea ei era peste tot, dormitor, bucătărie, nu știu ce, copii, glasul, sunetul lor. Și acum, dintr-o dată, tu ești singur în aceeași casă, înconjurat de aceleași obiecte. Ai redecorat casa, apropo? Da. Dar nu e singur. Apropo de reinventare. Nu e singur, că deschide Dea ușa că... și vin copiii acasă la el. Deschide el ușa și se duc copiii acasă. Dar nu, exact, nu mai am probleme, nu mai asociez lucrurile.